una bucată terasă. N-a fost spălată niciodată. O spălăm acum. Știi ce e bine? Că se scurge apa. Nu se scurge deloc. E belită. Parcă arată acasă. Nu știu ce a fost în capul meu să-mi fac terase. Ba da, știu exact. Stăteam într-o garsonieră și aveam o terasă de un metru. Dacă ieșeam pe ea, dacă eram pe ea, ne certam. Și dacă ieșeam 2 inși afară pe terasă, ne certam. Atât de îngustă. Și am zis constructorului meu, arhitectului, fă-mi terase. Fă-mi terase multe. Degeaba. N-am ieșit o dată în 4 ani. O dată n-am ieșit pe asta. Și mai e una în spate. Aia. N-am ieșit niciodată. Da. Țăranul e păcăm. Hai să vedem. Dacă și voi aveți problemele astea pe terasă și vedeți că iese un fel de, nu știu ce, ciment pe la rosturi, să știți că izolația făcută prost. Pietrele sunt puse prost. Că sunați-vă constructorul și înjurați-l. Ia uite. Vezi? Mamă. Da. Ce cartier frumos. Toată apa asta de aici curge într-o jardinieră. Bine. Și pe perete, că l-am murdărit. Dar sunt foarte inteligent. Terasa cu numărul 2. Nu vă faceți terase la casă. Faceți-vă doar terasa jos. Unde ieși pe terasă. Asta a mea e sus tare. Nu prea am fost pe ea. Așa arată acum. La fel. Ia uite. Uite. Asta e de la meșterii pe care i-am avut eu. Hidroizolația. Mi iese pe lângă piatră, vezi? Uite, știu cum arată după iarnă. Aici e un balonsar, pădurea, aici am o saună, trebuie făcută și asta, ia uite cum arată sauna. O facem și pe asta. Și aici am un jacuzzi, cu un duș. Trebuie spălat și trebuie pus acest plastic ca să putem să facem baie iarna. L-am pus acum.
Trebuie spălat. Ia uite ce e aici. Hai. Noroc de viu ăsta. Nu știu, un vecin care își face casa acum. Să-i dăm drum. M-am îngrășat. Domnule, hăt, stai cu mic. Mă blurez. Problem? Am spart șemineu. Aveam un șemineu cu gaz pe care îl puneam aici, cu gaz, cu bioetanol. Și am spart geamul. Și sunt în picioarele goale. Și cioburile sunt toate pe aici. Super! Super! Ne-aș mâna în baba. Hei. Și mare televizor. Ia uite. Cum stăm noi așa și ne uităm la pădure. Gata, o poartă e gata. Nu faceți așa acasă, să nu faceți. Nu faceți așa acasă. După 4 ore și după dureri de spate și mușchi și burtă, am terminat. Pregătiți? Să vă arăt? Hai! Pam, panam, pam, pam. Pam, panam, pam, pam. Mai acolo, mizeria nu mai este. Pam, panam, pam, pam. Pam, panam, pam. Cam asta e. Că nu ai teren. Că nu
ai teren, că nu ai teren, îți faci terase. Am terminat. Mai am una și gata. Dormitorul a prinses și aveam o problemă cu terasa asta. S-a umflat toate. Terasa pe care n-a ieșit nimeni niciodată. Un copac. Un copac cu flori. S-a umplut, s-a umflat toată, toată gresia asta. Stai, stai un pic să-i arăt ceva. Și acum trebuie să dăm toată banii. Ăștia de la Alco Group, ei mi-au pus balustrada asta. Bă, uite mă, vin la mentenanță, niște, ce să mai, profesioniști. Ce s-a întâmplat? Vino cu asta. Zi. Uite aici, zi. Cu stabeli? Da. Păi, nu vezi de acolo. Să mă arăt, dracii, nu mă pune, că eu am, cum să mă plec de acolo, ești nebun, ca tine și păi nu, uite, aici trebuie să-i băgăm ancoră chimică. E cea mai bună. Stabilă. Și întărești, întărește și... E o soluție gen beton. Păi n-a spus-o, știu eu aia de să întărește. Da. N-a spus-o tot voi? Pe față eu te cunosc puțin. Probabil a fost. La mine? Fost și tu? N-ai dat să mă cunoști. N-ai fost și tu nu. Când mi-a pus asta? N-am fost, n-am fost. Deci trebuie să-i punem la toate ancoră chimică. Da. Păi și ai? Avem. Costă mult? Nu știu eu prețurile. Eu zic că am o mașină. A, tu aveai și n-aveai ce să faci cu ea. A, și mi-o pui mie. Bravo, mă! Hai, dați-mi drumul la ancoră chimică. Să vedeți cum arată de dimineața. Adrian, ia uite. Du-te la mașină, ia ancoră chimică. Au venit la 7:30, zici că au pierdut un pariu. Bravo! Da, da. De, noroc cu vecinii. Ia uite. Cum să dă schela în sectorul 1. M-am luat. Ba. Nu contează. Când n-ai, fur de la vecinul, știi? Vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă. Ha! Am făcut și piscină la fată. Desfășurare de forte. Ia uite. Cum vin oamenii. Bă, când ești profesionist. Ești profesionist, bă, nu te joci. Ia uite. Ia uite cum a venit. Eu am pus cu ei toată balustrada de la casă. Cu Alco Group. Și recomand cu încredere. Am plătit, nu mi-a făcut niciun favor, să știți că am plătit tot contractul. Chiar am plătit o grămadă de bani, după câte știu eu. Dar am vrut să iau niște oameni care știu cu ce se mănâncă treaba asta, pentru că, na, uite, vezi, intri în casă și îți cade balustrada în cap. Tocmai de-aia am zis să iau pe cei mai buni. Ca și dovadă, uite, după 5 ani de zile m-au sunat și mi-au zis, haide, facem mentenanță, domnul Vârciu, să vedem cum sunt geamurile. Noroc că au venit și dacă tot au venit și au pus chela, am zis, nu puneți și piatra asta dacă tot sunteți sus, că am făcut gropițe. Și a zis, da, domnul Vârciu, cum să nu. Și vezi, dai un banda, știi cum era vorba aia, sunt prea sărac ca să plătesc de două ori? Am mai făcut eu de-asta cu cărpeli. Hai, te rog eu, uite, ia 2 lei, 5 lei, făcut 2 lei și am plătit după aia mai mult decât trebuia să plătesc. Așa că, uite. Sper că după ce plecați mai iese fum pe hornul ăla. Iese, iese. Știi că de obicei mai înjuri când mai dai ce trebuie, să nu înjura. Nu înjura că eu am lipit-o. Mâna curentă eu am pus-o. Să chinuie de o oră, să dai seama cât de bine am lipit-o. Nu, din
Invers, din colț, colț, din stânga în dreapta. Jumate și asta? 20. Deci am făcut o treabă bună, pot să mă angajez, nu? Eu nu știam că mai veni și la mentenanță, că dacă știam, puneam doar câteva adale. Știi ce e bine, mă, că nu e cald, dacă era cald era nasol. Ce bine că ați venit cu mentenanța asta, că îmi pune și mie piatra gratis spre cadou. Bă, ce oameni, bă. Doamne ajută să fie primit. Ce? Ce vreau să zici? Mentenanța e în preț, deci am plătit când a spus-o. Acum că puneți piatra asta și dau bere... Dar mașina, da? Da, bere scumpă, nu așa. Mulțumesc, nu trebuie aplauze, dar e ok. Dai două și fa două. Să fie chiar interesant. E foarte tare soluția asta, că nu mai îngreunezi și dacă să pui piatră sau altceva, știi? Și asta fiind foarte subțire, eu... Da, am văzut, eu. Uite ce frumos, îmi sigilează cu silicon fiecare capac. Hai că mai am un pic și terminat.